După Pecica și Bata, următorul reper al circuitului gastronomic arădean, acțiune inițiată de către Consiliul Județean, a fost la finele săptămânii localitatea de frontieră Nădlac, unde în aceeași zi a avut loc Festivalul Cârnațului Proaspăt. Turiștii au fost întâmpinați de către Consilierul Județean, Vasile Ciciac. Acesta le-a făcut cunoștință cu cele 14 echipe din Nădlac, dar și din Ungaria și Slovacia, care s-au întrecut în cadrul primei ediții a festivalului. Avem oaspeți din Serbia, avem din Ungaria și totodată meșterii noștri, adică măcelarii, cum vă spuneam eu, care știu să facă cel mai bun cârnaț din Europa. Totodată vreau să vă spun că o scânteie a acestui festival a fost acum 3 ani când am inițiat eu. Nu pot să spun că aia a fost prima ediție, dar a fost o scânteie, cum ziceam. Și de acolo ne-am inspirat, pentru că și eu fac parte din Asociația Grădinarilor din Nădlac și mă bucur că au ajuns la concluzia că trebuie promovat cârnațul și salamul de Nădlac. Este un brand al nostru și trebuie promovat oriunde vom ajunge în Europa. Eu le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest eveniment și mă bucur că actualmente sunt consilier județean și am primit și sprijinul Consiliului Județean prin Centrul Cultural al Județului Arad să sponsorizăm acest eveniment și mă bucur că s-a întâmplat asta la Nădlac, aici unde am păstorit orașul timp de 12 ani. Participanții la circuitul gastronomic arădean au vizitat Biserica Evanghelică Luterană Slovacă, unde preotul Dușan Vanco le-a oferit informații despre istoria lăcașului de cult a localității, precum și a conviețuirii românilor, slovacilor și maghiarilor. Această biserică a fost construită în 1822, finalizată, sfințită în 22 mai, înălțarea la cer a Mântuitorului. Atunci s-a sărbătorit hramul, dar din păcate nu se sărbătorește această sărbătoare în această comunitate evanghelică slovacă din Nădlac. În celelalte comunități slovace, da, mai mult sau mai puțin. Biserica aceasta este a doua pe care slovacii evanghelici au construit-o în Nădlac, după venirea lor în 1803. Prima biserică, de dimensiuni cu mult mai mici, a fost în continuare acesteia. Avem un monument dedicat eroilor primului și celui de-al doilea război mondial pe locul primei biserici. A fost construită în 1804, dar numărul orașelor a crescut foarte rapid. Abia după câțiva ani, în Nădlac a numărat comunitatea 3300 de enoriași. Deci s-a dovedit evidentă necesitatea construirii unei noi biserici. Construirea acestei biserici a durat 10 ani. Turiștii au urcat apoi în turnul bisericii și au admirat panorama localității de frontieră, iar la Muzeul Tradițiilor Slovacilor din Nădlac, obiecte tradiționale slovăcești. Casa este construită din lut, din pământ bătut și acoperită este cu trestie. Anul trecut în toamnă am renovat-o. Este o poveste întreagă cu acoperișul, fiindcă a fost... Unde ați găsit așa ceva? Asta vreau să vă explic. Nu. Am avut un ultimul maestor din Nădlacă, foarte multe meserii au dispărut, da, s-au pierdut. Da. Și încă a fost un om care, cu care am vorbit, s-au alocat banii și de la Uniunea Slovacilor și de la oraș. Și în martie omul a murit. După o scurtă degustare a delicioaselor găluște slovăcești, turiștii s-au întors la Festivalul Cârnațului Proaspăt. Consiliul Județean Arad este singurul consiliu județean din România care organizează un circuit gastronomic. Este vorba de promovarea culturii arădene, a tradițiilor arădene prin gastronomie. Din luna mai până în 15 decembrie trecem practic prin fiecare localitate a județului Arad ca să demonstrăm specificul culinar al acestora, dar în același timp să prezentăm și obiective
culturale, istorice, turistice importante a rădenilor și celor care vin din străinătate. Astăzi suntem aici la Nădlac, iar circuitul gastronomic coincide cu prima ediție a Festivalului Cârnaților Slovăcești, o competiție în care s-au înscris 14 echipe din România, Ungaria, Serbia și Slovacia. Următorul reper al circuitului gastronomic arădean va fi localitatea Dorobanți. Arădenii care doresc să se înscrie au la dispoziție numărul de telefon 0728116412 sau online pe www.săgeataverde.ro.